Bună tuturor celor din Zodia Fecioară sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Fecioară și bine v-am regăsit la o citire specială pentru următoarele 3 luni, unde vom vedea ce evenimente importante sau majore vor avea loc în viața voastră. După cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Și acum vom vedea care este energia principală pentru luna octombrie, luna care este în curs. Și aici avem o regină de monede, puteți fi chiar voi în această energie de siguranță, de stabilitate și de control, sau puteți avea de-a face cu o persoană în semn de pământ, taur, fecioară, capricorn. Lăsați în urmă sau vă îndreptați către un adevăr. Chiar dacă vă doare ceea ce lăsați în urmă, adevărul acesta o să vă încurajeze sau vă deschide mintea către noi orizonturi. Ce, poate fi vorba de o noutate din punct de vedere profesional sau poate fi o situație spontană, poate fi un flirt pentru unii dintre voi. Nu este greșită această cale pentru că claritatea, clarificarea care va veni într-adevăr vă pune pe voi într-o poziție nouă, vă aduce într-o energie nouă. Posibil să aveți de-a face cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, semne de foc, berbec, leu, săgetător. Foarte multă comunicare, socializare, ieșire în mediul public, poate la unii dintre voi. Ia să vedem ce terminați în luna aceasta, ce terminați în octombrie, ceva se termină brusc. E vorba de o situație care vă îngreună foarte tare, e vorba de falsitatea cuiva, renunțați la o prietenie, la un parteneriat. Terminați o conexiune cu o anumită persoană pe care ați iertat-o de foarte multe ori. Această persoană vine schimbată acum și vă spune, da, m-am schimbat, păstrează-mă, dar nu vă mai interesează, la voi finalul este final. Și da, intrați așa în control, sunteți foarte siguri pe alegerea făcută și posibil să rezolvați și niște chestiuni financiare în luna aceasta, urmând ca în noiembrie să începeți lucruri nebunești, să mergeți la risc, să faceți călătorii sau să faceți lucruri nebunești, exact cum am spus. N-ai vorba și de un drum, posibil să aveți de face și cu zodia rac. E vorba, sau poate o persoană din zodia pești, vorbim despre o luptă de a vedea corect într-o anumită situație și de a nu avea inima frântă, cred că vorbim de situații pe care o puneți pe pauză, cumva încercați să scăpați de o situație care vă afectează din punct de vedere emoțional. E vorba de un secret aici, este vorba de o trădare, de o rană sufletească, nu puteți vorbi deschis despre acea problemă, vă simțiți răniți. E vorba de o legătură aparte, îndrăgostiți, sunteți îndrăgostiți. Multă tensiune pe partea amoroasă, dar nu că nu este cu reușită. Posibil ca unii dintre voi să aveți o relație la distanță și faptul că nu puteți trăi cu intensitate din cauza distanței, asta să vă afecteze un pic. Iar în alte situații o să vă mai clarificați în legătură cu anumite persoane din jurul vostru. Iar luna decembrie vine cu diavolul, tentații, ispită, dependențe, dorințe arzătoare. Posibil să aveți de-a face și cu zodia Capricorn, sunt lucruri toxice în viața voastră care vor lua final, se vor termina rapid. Voi încă o să priviți în zare, ca și cum nu știți dacă a fost o iluzie sau vă îndreptați către ceva mult mai sigur, mult mai... Se va încheia un capitol dureros din viața voastră și o să vă gândiți mult dacă ați făcut alegerea corectă, pentru că e vorba de o decizie, într-adevăr. O să fiți un pic cam emotivi, dar și plin de curiozitate, ușor suspicioși. Unii dintre voi pe luna decembrie aveți de face cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, semne de apă, scorpion, pești. E vorba de o șansă sau recuperați ceva din trecutul vostru, poate o sumă de bani pierdută, poate
O dragoste pierdută, un loc de muncă, sunteți căutați, că mi-apar discuții plăcute. E posibil să fie ceva la o nemulțumire, o ușoară nemulțumire în viața voastră că nu ați finalizat o situație sau ați mai fi avut ceva de făcut în anul acesta și nu ați reușit și va trebui să o lăsați pentru la anul. Pe partea amoroasă mi-apar multe conflicte, provocări. Sunteți provocați de o iubire care este împărtășită. Vă certați cu persoana iubită, sunteți pe pauze, vor fi momente de du-te vino pe relația de dragoste, dar căutați constant să reparați, să ajungeți din nou într-o siguranță, într-o relație promițătoare, aș putea să spun, dar vor mai fi nemulțumiri, vor mai fi valuri de acestea de pauză, de neîmplinire. Unii vreți împăcare, alții vreți să vă mutați împreună. Poate trebuie să alegeți între două persoane. Poate fi vorba de o relație la distanță care vă obosește, dar în același timp ea crește, ea se dezvoltă. Întemeierea unei familii acolo unde este cazul, pentru că sunt șanse destul de mari să deveniți părinți sau să aflați vestea cea mare că veți deveni părinți. Planuri de viitor, de căsătorie, dar vedeți că sunt și anumite relații puse pe pauză. Și vin în valuri, împăcările acestea vin în valuri, nu țin mult. Pe partea profesională, evoluție, mergeți mai departe, ia să vedem. Multă speranță pentru o reușită profesională în care puneți mult suflet. Unii vă veți da demisia, alții veți fi dați afară, alții sunteți în șomaj. Dar lucrurile se vor schimba, indiferent de ce statut sau ce funcție sau ce activitate faceți sau aveți, acolo unde o să simțiți că totul este pierdut, dintr-o dată lucrurile se vor schimba și veți fi din nou pe val. Mi-apar noi oportunități, noi situații care apar în valuri sau vin pe repede înainte, lucru care o să vă aducă abundență. Pe partea financiară, credeți și veți primi. Da, pentru că vorbim de noi începuturi financiare cu mare, mare succes. Nu o să aveți probleme de genul. Întotdeauna se vor găsi soluții, întotdeauna se vor găsi variante să vă descurcați. Vor mai fi niște blocaje pe ce? Pe transferuri. Probabil sau așteptați o sumă de bani de la un fost loc de muncă, de la o instituție sau așteptați să vi se deblocheze anumiți bani. Pe partea de sănătate, acolo unde este cazul, posibil să apară o sarcină. O sarcină mult dorită. Vorbim de foarte mult. Nu sunt probleme de sănătate. Mi-apare o perioadă foarte fertilă. Deci, cei dintre voi care vă doriți să deveniți părinți, sunt șanse mari să apară un copil. Într-adevăr, după multă muncă, deci aici probabil vorbim despre persoanele care își doresc de mult timp un copil. Provocarea vine prin partea aceasta de atenție la detalii, perseverență. Pe muncă, pe bani, pe declarații, pe propuneri de orice fel, atenție la cât dați, pentru că nu veți primi cu aceeași. Nu o să fie un echilibru pe ceea ce oferiți, deci voi oferiți mai mult decât primiți. Aici este provocarea, pentru că veți simți diferența, dar cu toate acestea veți avea tendința de a oferi în continuare. Sunt oferte promițătoare. Deci provocarea vine pe partea aceasta, că nu există un echilibru pe partea aceasta, cât dați, cât primiți. Dar văd speranțe că lucrurile se vor îndrepta, alții primiți niște declarații, niște semnați niște contracte, așteptați niște hârtii și vor veni. Sunt un pic cu întârziere, dar vor veni. Iar surpriza vine cu optul de bâte, care aduce rapiditate în evenimente, vă scoate rapid dintr-un blocaj, aducându-vă într-o situație sau într-un punct de siguranță, de satisfacere, de împlinire, succes, reușită. Visați așa cu ochii deschiși la tot ceea ce vine. Vă văd îndrăgostiți, deci anul îl terminați într-o notă foarte pozitivă pentru că veți găsi soluții într-o legătură amoroasă de prietenie pe care o aveți voi. Ori amoroasă, ori de prietenie, ori de colaborare, mi-apar foarte multe discuții și clarificări. Și cred că o anumită persoană care v-a necăjit sau vă necăjește pe parcursul acestor 3 luni o să vină cu o explicație
unde o să-și justifice lipsa sau dezinteresul sau ce s-a întâmplat de nu a, nu a oferit suficient. Și văd că reveniți într-o energie mult mai bună. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!